Care este diferența între un caval pentru copii și între un caval pentru adulți? În primul rând, lungimea. De exemplu, în cazul unui copil, este important să fie scurtă ca să ajungă brațul la cântare. În al doilea rând, diferența este sunetul. În cazul unui caval pentru copii, sunetul este ascuțit în arc. Față cel pentru adulți, care este mai grav, mai joasă. În al treilea rând, în cazul unui caval pentru copii, este în tonalitate E, Mi, dar mai pot să fie și în tonalitate de Re. În cazul unui caval pentru adulți, este în tonalitate H, Si, sau în tonalitate A, La, sau în tonalitate G, Sol. Ce mai trebuie de știut despre ambii cavale? Se poate juca aceeași melodie și la asta și la asta. Diferența este că asta va suna mai înalt și asta mai joasă. Tu știi și alte diferențe între cele două cavale? Te rog frumos să scrii la partea de comentariu și eu voi rămâne în pace.